De ce psihologia este știință? De ce o numim noi știință? Care sunt acele caracteristici ale psihologiei care spun că da, aici într-adevăr putem vorbi despre o știință? Mai întâi de toate vă mulțumesc pentru invitație și alt moment important este că de multe ori oamenii au o experiență proprie și această experiență o redau drept psihologie. Și auzim de foarte multe ori că eu așa cred că este mai bine, eu așa știu, eu prin asta am trecut. De ce psihologia este știință? Fiindcă după ruperea psihologiei de la știința filozofică, de la filosofie, odată cu apariția, dacă am să vorbesc așa în termeni științifici, odată cu apariția laboratorului de psihologie experimentală a lui Wundt, psihologia are metodologia sa de cercetare, are obiectul său de cercetare. El este așa poate foarte sofisticat dintr-un anumit punct de vedere, deoarece noi vorbim despre suflet. Și când zicem suflet, noi nu-l putem pipăi, nu-l putem vedea, el este așa parcă efemer, dar în același timp știința dată presupune că cu metodele pe care le are știința dată, acest suflet sau acest obiect de cercetare poate fi cercetat. Psihologii au drept scop nu numai să vorbească despre suflet, nu numai să deschidă sufletul omului, dar și să cercetează acest suflet și din acest moment psihologia devine știință, fiindcă ea folosește metode care ne permit să scoatem la suprafață anumite lucruri care poate nu țin de experiența noastră. Dacă v-a plăcut această emisiune, puneți like și share sau poate vedea și altă lume. Pentru a nu scăpa emisiunile viitoare, faceți subscribe la pagina YouTube TV8 și, desigur, nu uitați de Facebook, pagina Efect 96.